best for soil, gunoiul ecologic și culturile de acoperire. Informații practice. Bună, sunt Mihaela. În acest videoclip, veți învăța cum să dezvoltați culturi de acoperire și gunoi ecologic și de ce sunt importante în îmbunătățirea sănătății solului. Culturile de acoperire sunt cultivate între recolta unei culturi principale și însămânțarea următoarei. Motivele principale pentru creșterea culturilor acoperite sunt protejarea solului împotriva eroziunii, creșterea fertilității solului, îmbunătățirea structurii acestuia, facilitarea infiltrării apei și reținerea nutrienților în orizontul superior al solului. Există mai mulți termeni pentru această practică aflată în dezvoltare și aceștia pot fi folosiți mai mult sau mai puțin în același sens. Cu toate acestea, pot exista unele diferențe specifice în gestionarea culturilor, în funcție de motivul principal al creșterii culturii de acoperire. Când culturile de acoperire sunt încorporate în sol, acestea sunt de obicei denumite gunoi ecologic. Culturile secundare sunt utilizate pentru a evita pierderea de nutrienți, în special scurgerile de azot. Multe soiuri diferite de plante sunt folosite pentru culturi de acoperire. Fiecare dintre ele are avantaje și cerințe specifice. Unele sunt rezistente la îngheț și supraviețuiesc iarna, altele îngheață ușor. Elementele nutritive preluate de culturile de gunoi ecologic sunt returnate în sol și vor fi utilizate de următoarea cultură. O documentare bună în alegerea culturilor de acoperire Îmbunătățește rotațiile culturilor. Acoperirea culturilor cu o sensibilitate patogenă diferită de culturile majore implicate în rotație scade potențialul general al maladiilor de sol. Bazele de date BESFOSOIL sunt utile instrumente pentru a determina selecția culturilor de acoperire care sunt cele mai fiabile într-o rotație a culturilor. Exudatele de rădăcină și materiile organice suplimentare. Furnizate de culturile de acoperire, pot stimula activitatea microbiană a solului și influența compoziția comunității microbiene din sol. Ambi factori stabilizează și stimulează flora microbiană, care, la rândul ei poate reduce presiunea asupra maladiilor de sol. Un grup important de culturi de acoperire sunt soiurile de iarbă, inclusiv unele strâns legate de culturile de cereale. Acestea, au o creștere rapidă, iar unele pot crește chiar și la temperaturi scăzute. Semințele pentru aceste culturi sunt larg disponibile în toate regiunile Europei. Culturile de acoperire cu iarbă pot fi utilizate atât ca gunoi ecologic, cât și pentru pășunat sau hrănirea animalelor. Majoritatea soiurilor de iarbă sunt rezistente pe durata iernii. Un alt grup important de culturi acoperite sunt soiurile brasica. Ele sunt cunoscute ca având o creștere rapidă și, prin urmare, sunt utile pentru combaterea soiurilor de buruieni. Unele sunt utilizate pentru a reduce incidența maladiilor în rotațiile bogate în cereale, altele pentru a evita scurgerile de azot. Unele dintre culturile de acoperire brazica sunt rezistente pe timp de iarnă, în timp ce altele sunt sensibile la îngheț. Un alt avantaj al speciilor prasica sunt rădăcinile pivotante înrădăcinate adânc care ajută la îmbunătățirea structurii solului. Soiurile leguminoase au avantajul de a menține azotul, oferind acest nutrient important următoarei culturi principale. Câteva soiuri de leguminoase sunt folosite drept culturi de acoperire, de la trifoi cu semințe mici până la porumbul de dimensiuni medii sau fasolea boabe cu semințe de dimensiuni mari. Leguminoasele au cele mai bune performanțe atunci când sunt semănate la începutul sezonului și sunt utilizate mai ales într-un amestec cu alte culturi de acoperire. Există mai multe soiuri cu creștere rapidă utilizate frecvent între culturi de acoperire, cum ar fi facelia, hrișca sau gălbenelele. Informații detaliate despre toate aceste specii sunt menționate într-o fișă informativă pe Sfosoil. Culturile de acoperire necesită aceeași cultivare atentă ca și culturile principale. Un pat de semințe bine pregătit este esențial pentru o cultură de succes. Împrăștierea azotului este deosebit de importantă pentru garantarea unei culturi puternice de acoperire. Totuși, ca și în cazul culturilor principale, trebuie să se țină seama de azotul lăsat de cultura anterioară. Pregătirea patului de semințe este esențială pentru a asigura o stabilizare rapidă și consistentă a culturii. Trebuie adaptată la nevoile specifice ale semințelor. Semințele sănătoase cu o rată mare de germinare trebuie utilizate pentru a asigura stabilirea cu succes a culturii. Irigarea ar putea fi necesară pentru culturile de vară, în special pentru soiurile cu creștere rapidă, cum ar fi muștarul sau sorgul. Soiurile selectate ar trebui să fie rezistente la cele mai relevante boli și dăunători din regiunea în care sunt cultivate. Unele culturi au caracteristici specifice, cum ar fi conținutul de metaboliți secundari, care pot avea un efect de biofumigație. Mai multe informații despre biofumigație sunt disponibile într-un videoclip și fișă informativă. Unele culturi de acoperire sau soiuri vor muri în timpul iernii, ceea ce ajută la facilitarea încorporării lor în sol în primăvara următoare. Aceste culturi nu sunt potrivite pentru gunoi ecologic, deoarece se vor descompune înainte de pătrunderea lor în sol în primăvară. Pe de altă parte, Culturile de acoperire cultivate vara, în special în sudul Europei, trebuie să fie tolerante la căldură. Prin urmare, alegerea culturilor adaptate la condițiile climatice locale are o importanță esențială. Deoarece culturile de acoperire pot fi și purtătoare ale maladiilor de sol, selecția lor trebuie să fie compatibilă cu rotația culturilor majore cultivate pentru a genera profit. Soiurile de iarbă sunt fiabile, în special în sistemele de producție vegetală, unde nu sunt cultivate soiuri înrudite cu iarbă. Speciile brasica sunt mai potrivite pentru rotațiile care implică culturi arabile, unde, cu excepția semințelor de rapiță, în mod normal, nu se cultivă specii brasica. Pe de altă parte, acestea nu se potrivesc foarte bine în sistemele de producție de legume. În special în Europa de Nord, unde sunt cultivate multe vegetale brasica. În cele din urmă, și cel mai important, alegerea culturii de acoperire sau a gunoiului ecologic depinde de scopul principal pentru care a fost semănat. Reduce bolile transmise de sol? Evită scurgerile de azot? Protejează de eroziune? Crește materia organică? În orice caz, Compatibilitatea culturilor de acoperire cu rotația culturilor majore se poate verifica cu ajutorul bazelor de date BESFOSOIL.